Strategii armatelor Occidentului dau tot ce știu ei ca să termine războiul cât mai repede. Teribilă tactica atacurilor aeriene macină zi și noapte armata colonelului Gaddafi. Avioanele de luptă americane și franceze și submarinele nucleare britanice au luat la țintă de departe obiectivele armatei libaneze. Dacă în imagini se văd doar explozii, pe harte este vorba de pură strategie. Andrei Zaharescu ne explică mutările generalilor. Cei mai experimentați generali ai lumii s-au unit împotriva colonelului. Este foarte clar că vor să termine în câteva zile un război care altfel ar putea dura mult mai mult. Aliații îl atacă pe Gaddafi atât din aer cât și de pe apă. 7 țări au trimis avioane de luptă pe cerul Libiei. Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Spania, Canada, Danemarca și Qatar. Chiar și Norvegia a trimis 2 avioane de luptă. Vedeta este avionul de luptă invizibil trimis de americani. Forțele lui Gaddafi nu îl pot detecta pe radar, dar el poate lovi în cele mai bine păzite zone ale Libiei. Aliații atacă atât de pe apă cu nave de război, dar mult mai periculoase sunt armele de sub apă. Și mă refer, bineînțeles, la submarinele nucleare care lansează rachete. Cu ce se apără Gaddafi? Cu arme rusești. Spaima aliaților este această rachetă sol-aer, care poate urmări un avion 10 de kilometri. Lupta se dă pe coasta Mediteranei, unde se află majoritatea orașelor în care forțele lui Gaddafi au încercat să-și recâștige autoritatea cu orice preț, chiar și cu prețul vieții civililor. Capitala Tripoli a fost atacată chiar de avioane invizibile. O țintă a nimerit cartierul central al lui Gaddafi, dar și baza aeriană de la Mateiga. Submarinele nucleare britanice și americane au tras rachete către Misrata. Avioanele franceze au bombardat obiective din Benghazi. În total, spre Libia au fost lansate 124 de rachete Tomahawk. Una, dacă ar fi ratat ținta, ar fi însemnat zeci sau poate chiar sute de civili morți. Țintele însă au avut o precizie de laser, la propriu. Și am să vă explic. De o săptămână, prin Libia, se plimbă o mână de soldați ai aliaților sub acoperire, care calculează cu un aparat cu laser coordonatele exacte ale obiectivelor. Acele coordonate au ajuns la generalii lor și mai apoi pe ecranul de comandă al bombardierelor. Acestea au fost primele mutări ale aliaților pe harta războiului, dar nu ar mira pe nimeni dacă și Gaddafi ar avea câteva mutări în mânecă.